Puțin cunoscută în România, posturologia este o disciplină medicală prin intermediul căreia pot fi depistate dezechilibrele care cauzează patologii musculo-articulare și schimbări la nivelul motor. Cu puțin timp în urmă, medicul Dorel Coica a înființat un astfel de cabinet în Satu Mare, al treilea din România, iar inițiativa a fost declanșată de ceea ce a observat la nepotul său atunci când aleargă. Ulterior s-a documentat și a decis să investească în echipamentul cu care a dotat cabinetul. Posturologia este o disciplină medicală care se adresează atât copiilor cât și adulților, iar investigațiile efectuate cu ajutorul echipamentului permit identificarea problemelor, afirmă medicul sătmărean. Am avut ocazia în decursul carierei mele să văd tot felul de modificări care țin de postură la copii. De aceea m-am gândit în primul rând la copii trecuți de 4 ani, 4 ani jumătate, pentru că la acea vârstă se cam încheie mersul copilului. Adică, așa cum merge copilul la 4 ani, 4 ani jumate, 5, așa va merge toată viața. Dar orice cetățean care are o problemă de postură poate să se prezinte la noi și să-i putem face o analiză. Deosebit de eficiente, în special în cazul copiilor, investigațiile permit identificarea din timp a problemelor, iar ulterior corectarea acestora cu ajutorul echipamentului de fabricare a taloneților. Medicul Dorel Coica afirmă că numeroase familii din Satu Mare au fost nevoite să se deplaseze în Italia pentru astfel de investigații. Cabinetul de posturologie din Satu Mare înseamnă renunțarea la cheltuielile cu deplasarea în străinătate, dar și monitorizarea în timp util a evoluției corecturilor la care se recurge după investigații. Un aparat care se numește 3D Spine, cu care putem vizualiza coloana în toate ipostazele în 3D, putând să vedem orice modificare. Și ne oferă posibilitatea, prin tehnica pe care o avem, să corectăm aceste deficiențe, ca până la vârsta de 18, 19, 20 de ani, timp cât copiii cresc, fetițele și băieții, să avem un tânăr cu o postură corectă. Avem toată linia completă, de la aparatul 3D Spine până la aparatul care fabrică taloneții. La noi cheltuielile sunt minime și posibilitatea de a urmări copilul este mult mai bună. Fabricarea taloneților folosiți pentru corectarea posturii durează cel mult 25 de minute. Aceștia sunt introduși în încălțăminte, au rolul de a îndrepta coloana și trebuie înlocuiți de câteva ori pe an până la corectarea posturii.